Hipermarketurile și supermarketurile Oșan, precum și magazinele de proximitate mai Oșan independente, vor avea în acest an un program special de Paște diferit față de anii trecuți, astfel având în vedere multiplele eforturi depuse de angajați în această perioadă pentru a asigura buna aprovizionarea magazinelor, umplerea rafturilor, tratarea fluxurilor crescute, întărirea condițiilor de igienă și siguranță sanitară, compania a decis că nu doar în prima zi, ci și în a doua zi de Paște magazinele Oșan să fie închise în toată țara, oferind astfel întregului personal din magazine posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia și de a se odihni. Astfel, până vineri, 17 aprilie, magazinele și hipermarketurile Oșan își continuă activitatea conform programului de funcționare actual, respectiv 8-21, cu excepția magazinelor Oșan Cotroceni deschis zilnic între orele 8 și 20 și Oșan Obor deschis de luni până sâmbătă de la 8 la 21 și duminică de la 8 la 18. Sâmbătă, 18 aprilie, magazinele Oșan din toată țara vor fi deschise între orele 8 și 18, iar pe 19 și 20 aprilie, în prima zi și a doua zi de Paște, acestea vor fi închise. Începând de marți, 21 aprilie, magazinele vor reveni la programul normal actual. În ceea ce privește cumpărăturile pentru sărbătorile pascale, atât magazinele fizice din toată țara, cât și cele online, sunt deja aprovizionate cu tot ceea ce este necesar pentru această perioadă, de la alimente de bază, carne de miel, legume, verdețuri, ouă, lactate, cât și produse de ciocolată, cozonaci și coșuri tematice care pot fi oferite cadou. Mai mult, până pe 18 aprilie, sute de produse din oferta de Paște, printre care sortimente de ciocolată, panetone, cozonac și coșuri cadou, beneficiază de reduceri de până la 30%. Reamintim că Ușana a pus în aplicare un plan extins de protecție în magazinele sale, instalarea geamurilor de protecție din Plexiglas la casele de marca din toate magazinele, igienizarea sistematică a corucioarelor, coșurilor de cumpărături, caselor, benzilor de produse, pos precum și a vitrinelor și frigiderelor, igienizarea și dezinfectarea cu regularitate a intrărilor și scărilor rulante, plasarea dispozitivelor automate de dozare gel dezinfectant la intrări, precum și în diverse puncte din interiorul magazinelor, verificarea periodică a sistemelor de ventilație din magazine, eliminarea testărilor de produse și anularea degustărilor și evenimentelor din magazine, monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților prin măsurarea temperaturii prin termoscanare în momentul venirii la serviciu și este în coordonare permanentă cu activitățile pentru implementarea măsurilor suplimentare de siguranță sanitară. Ținând cont de măsurile de prevenție și siguranță aflate în vigoare, compania recomandă clienților să își procure din timp produsele necesare pentru Paște. Mai multe detalii despre programul fiecărui magazin Oșan din țară se pot găsi pe www.oșan.ro Magazinele mai Oșan din bezineriile Petrom vor fi deschise în toată perioada în programul normal al stațiilor Petrom 024, cu excepția stației din București, Dr. Herescu, care va funcționa zilnic în intervalul